Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Dimineața ne-am bucurat cu frații de la Negreșteoaș, fratele Ruben Țânțaș, vă transmite salutări. Domnul să vă binecuvinteze. Încă o dată mă bucur să fiu aici și ceea ce îmi doresc este ca bunul Dumnezeu, puternicul Dumnezeu, să reverse îndurarea peste fiecare dintre noi. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Lui, să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu. Așa cum spuneau părinții bisericii, că în momentul în care deschidem Biblia, de fapt noi deschidem buzele Lui. Vreau să citesc un pasaj parcă atipic, atipic față de ceea ce s-a întâmplat până în momentul acesta aici. Un pasaj pe care Iisus Hristos nu l-a folosit la mormântare. Noi îl folosim de obicei la mormântări, pasajul acesta. Puțin la evanghelizări. Dar Iisus Hristos n-a vorbit în contextul unei mormântări aici. Ci acest mesaj a fost foarte direct arătat împotriva unei categorii speciale de oameni. Și o să vedeți. Luca, capitolul 16, versetul 15 zice așa: Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ceea ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Versetul 19: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și umoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Ocupăm locurile. V-am spus că Iisus Hristos se adresează unei categorii speciale de oameni. Iisus Hristos nu se adresează păgânilor sau celor care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu. Trăim într-un context aparent creștin, într-o țară aparent creștină, o țară în care auzim des despre Dumnezeu, dacă nu românul oricum îl pomenește în jurăturile lui, pentru că vreau să vă spun, suntem țara care blastămă cel mai mult pe Dumnezeu din Europa, știți? Pe Dumnezeu și pe Maica Domnului. Totdeauna românul, când își dă cu ciocanul peste deget, el nu-i vinovat niciodată. Când își lovește mașina, nu-i vinovat niciodată. Suntem țara care blasfemă cel mai mult pe Dumnezeu. De fapt, Iisus Hristos se referă, v-am spus, unei categorii speciale, unei categorii care e obișnuită cu bisericile, e obișnuită cu construcția de biserici, unei categorii care are crucifixuri la răspântii de drumuri, unei categorii în care în contextul lor erau obișnuiți cu Biblia, cu legea, cu Tora. Erau obișnuiți cu templu, cu jerfe. Erau obișnuiți cu farisei care la colț de stradă se rugau. Pentru ei nu era nicio problemă. Treceau până lângă un fariseu. Nu se uita cum se uită românii în diaspora după oameni. Dacă vrei să știți cine e român în diaspora, uitați-vă. Cel care se uită după oameni în diaspora, ăla e român 100%. Nu, era obișnuiți cu ei. Farisei, rugăciune, templu, predici elocvente. Dar Iisus Hristos spunea: oameni buni, ascultați-mă, spunea.
Puteți să vă îmbrăcați cât de bine puteți. Puteți să vă îmbrăcați cât de bine puteți. Cu haina aceasta n-aveți cum să acoperiți zdreanța sufletului. E imposibil să acoperiți. Se referă la o categorie specială de oameni, la bisericoși, la oameni care au auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, dar niciodată în viața lor nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Apropo, știți că a trebuit să redefinim ateismul? Ateu nu mai înseamnă omul care neagă existența lui Dumnezeu. Ateu nu mai înseamnă omul care se luptă să dovedească teoria lui Darwin, cum că noi, dintr-o dezordine, s-a făcut ordine, cumva, și am apărut printr-o moleculă și așa mai departe, și am apărut noi. Apropo, de asta e o logică simplă. Maimuța n-a mai evoluat niciodată. Dar omul, din păcate, a involuat. Pentru că omul fără Dumnezeu nu este nici mai mult, nici mai puțin decât un animal care se ghidează după instinctele, după simțămintele, după emoții și sentimente. Fă ce vrei. Asta este ideologia lumii. Trăiește-ți viața. Oricum, o televiziune, când a apărut prima dată pe ecrane, a început cu sloganul acesta. Trăiește-ți viața. Și multe luni de zile, probabil aproape un an de zile, ideologia asta a ajuns în subconștientul nostru și după aia în inconștient, în subconștient, inconștient, după aia în conștient, și s-au trezit românii că pot să facă ce vor ei, că unde se duc toți, mergem și noi, Domnule. De fapt, ateismul modern, v-am spus că o trebuie să-l redefin, ateismul modern înseamnă omul care afirmă existența lui Dumnezeu, dar trăiește în viața asta ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Repet, ateismul modern înseamnă să recunoști existența lui Dumnezeu, să afirmi existența lui Dumnezeu. Doamne ferește, cum să nu cred eu în Iisus Hristos? Cum să nu cred în Dumnezeu Tatăl? Cum să nu cred eu în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt? Nu? Noi suntem creștini, credem în Sfânta Treime, în Trinitate. Cum să nu cred? Dar există oameni care vin la biserică, există oameni care nu ratează programe, nu ratează evanghelizări. Cine vine, Domnului, să venim și noi. Apropo de asta, într-un sat de la noi din Bistrița, oamenii din satul acela erau atât de obișnuiți cu evanghelizările și cu predicatorii, încât au început să aibă și ei predicator preferat. O zis păstorului, auzi, ascultă-ne, frate păstor, când vine fratele cu tare, cheamă-ne pe și pe noi. Când nu vine, stăm frumos acasă. Cu ce scop? Simplu. Iisus Hristos a vrut să ne arate că într-o zi și viața mea și viața dumneavoastră se va termina. Într-o zi, inima mea și inima dumneavoastră se va opri. Într-o zi, Iisus Hristos va spune, stop, cardio-respirator. M-am citit despre un om astăzi. Dacă ați fost atenți la citirea textului, un om, nu știu dacă la 5 minute după moarte a ajuns în iad, dar un om care și-a frânt destinul. Am stat și m-am întrebat așa, cum ar predica omul acesta dacă ar fi în locul meu aici? Pentru că mesajul meu este simplu. Lecții de la un om din iad. Ascultați-mă. Ar fi fost cel mai înflăcărat predicator din România. Ar fi fost cel mai disperat predicator care să cheme oamenii la pocăință, să le spună, oameni buni, penticostali dragi, baptiști dragi, ortodoxi dragi, catolici dragi, oameni buni, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Iadul este o realitate. Apropo, Iisus Hristos a predicat de două ori mai mult despre iad decât despre cer. De două ori mai mult despre iad decât despre cer a predicat Fiul lui Dumnezeu. Omul acesta ar fi fost cel mai înflăcărat predicator. Dacă ar fi intrat aici în timp ce noi cântam, ascultați-mă, era cel mai înflăcărat închinător. Ne-ar fi acoperit pe toți cu glasul lui. Ar fi cântat din toată inima. Și ar fi, mai spuneți o dată, fraților, cântarea, că mi-a plăcut extraordinar de mult. Când ne-am fi rugat toți, ne-ar fi acoperit pe toți, pe toți, cu vocea lui la rugăciune. Ne-am fi uitat fiecare în spate și ne-am zis, bă, dar ce cu omul ăsta izbiar așa?
La un moment dat, William Booth, cel care a fost promotorul armatei salvării, care a defilat în Anglia, în anul 1800, în anii 1800, a zis, înainte să-i scot pe misionarii mei să meargă să predice Evanghelia pe străzi, dacă aș putea, i-aș suspenda măcar 5 minute deasupra iadului și pe urmă i-aș scoate să predice. Ce ne-ar spune omul ăsta dacă ar fi avut ocazia să predice în această seară? Simplu, ne-ar fi spus, oameni buni, prima lecție pe care vreau să vă predau astăzi este asta. Iubiți mai mult sufletul decât trupul. Biblia spune așa, era un om bogat. Pentru că și eu și dumneavoastră într-o zi vom fi istorie. Istorie. Un certificat de deces uitat de lume. Pentru că într-o sută de ani, cum spunea Paul Washer, nici unul dintre noi nu vom mai fi aici. Ne vom împărți în două destine. Ori cer, ori iad. Ori cer, ori iad. Ori bucurie veșnică, ori chin veșnic. Ori vor sălta de bucurie ca și viței în grajduri. Va fi pentru unii cea mai frumoasă zi care exista vreodată în istoria omenirii. Și pentru alții va fi cea mai dureroasă zi care a existat vreodată în istoria omenirii. Pentru că într-o zi și eu și voi vom fi istorie pe pământul ăsta. Dar știți ce e interesant? Omul acesta, 365 de zile, avea garderobă pentru fiecare zi. Nu purta o haină mâine pe care o purta astăzi. Nu purta un pantof mâine pe care o purta astăzi. Pentru că singurul scop în viața lui era să epateze. Parcă era român, seamănă cu un român, apropo. Știți că noi ca și români parcă avem în ADN-ul nostru dorința asta de a epata, domnule. De a ieși în evidență cu ceva. Apropo, am fost într-o biserică și șocul vieții, adică șocul vieții mele, e prea mult spus, dar uimirea uimirelor. Vis-a-vis de o biserică, am fusese la o evanghelizare, era un român de-a nostru care avea gard Louis Vuitton. Am zis, ei bine, dacă mergeți în diaspora și vedeți unul cu calul cât jumate bluza, tricou, să știți că ăla e român 100%. Știu că mai de mult era moda asta, când își luau oamenii haine de firme în România, îndoiau, își ridicau tricoul, nu știu cum și-l făceau, se vadă eticheta, domnule. Pantalonii și îndoiau, se vadă că haina lui este de firmă. Pentru că imaginea pentru noi contează atât de mult. Pentru că am devenit oameni imaginari, oameni buni. Am devenit oameni imaginari. Trăim într-o lume a imaginii, nu vedeți? Pe Facebook, ascultați-mă, în spatele pozelor pe care le găsiți pe Facebook, în spatele lor se găsesc adevărate drame. Noi ne uităm și cu jing la unele familii. Domnule, cea mai frumoasă familie, domnule. Cea mai... Băi, domnule, ăștia se înțeleg de minune, domnule. Am avut șoc odată că mi-a arătat soția odată, uite, zice, plecați undeva în Austria, la schi, fain de ei, tocmă, familia, îmbrățișați copii pe lângă ei. 3 săptămâni la comitet, divorț, divorțează. Păi stai numai un pic, stai, care era realitatea? Ăștia erau frumos îmbrățișați cu copii în Austria, la schi. După 3 săptămâni, divorțează. Trăim într-o perioadă a imaginii, domnule. Noi vrem să dăm bine, ascultați-mă, dar spunea Iisus Hristos, voi căuta să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Voi căuta să dați bine, vă folosiți de imagine. Dar ascultați-mă, Dumnezeu vă cunoaște inimile. Într-o zi, oameni buni, pe plasma veșniciei, Iisus Hristos, ascultați-mă, cerul va fi cea mai mare uimire pe care o avem vreodată. Va fi cea mai mare uimire. Pentru că oameni la care te așteptai să fie acolo nu vor fi. Și oameni la care niciodată nu te-ai fi așteptat să fie acolo, vor fi. Degeaba vii aici și te rogi și acasă nu mai faci. Degeaba vii aici cu Biblia sub soară și acasă nu o citești. Degeaba ții nevasta de mână numai în fața bisericii. Și acasă te comporți ca un bădăran. Acasă nu-ți cințești nevasta, acasă nu o iubești. Degeaba! Pentru că vine vremea, oameni buni, în care pe plasma veșniciei, Dumnezeu ne va arăta cine am fost înascuns, nu aici. Amin. Pentru că aici ne folosim de imagine. Să dăm bine, domnule. Să arătăm bine. Dar s-ar putea ca sufletul unora din dumneavoastră,
dincolo de cămașa frumoasă pe care o aveți, de bluza și de rochia pe care o aveți, să se găsească o inimă în zdrențe, să se găsească un suflet în zdrențe, să se găsească o urciune. Înțelegeți ce spun? Omul acesta, vreau să vă spun, oameni buni, că avea o filozofie de viață aici și acum. Aici și acum, domnule. Acum. Dar ascultați-mă, pușca de religie. Doamne ferește să de religia lor. Că pentru unii religia e idol. Pentru unii, pur și simplu, religia lor este idol. Indiferent, vorbesc de toate religiile care există pe, în România asta. Pentru religie ar fi în stare să te ia de gât, domnule. Dar în ascuns trăiesc vieți duplicitare. V-am spus, o generație care e pusă pe imagine, să arate bine. Nu, retușate pe Facebook, retușați pe toate platformele de uiți la ea, să zici, domnule, dar stai un pic, care arată mai bine pe Photoshop? Niciodată n-am crezut că există, o să ajung, când eram copil, era cântarea aia care o cântau adolescenții. Dar acum văd că prinde tot mai mult conturi, o realitate. I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic is fantastic. Și am zis, domnule, extraordinar. Cântarea asta a ajuns să fie o realitate, nu? Că dacă te uiți la vedetele pe care, cine nu știu cine a făcut vedete, dacă te uiți la ele, toate sunt plastic. Și ascultați-mă, forțează ușa bisericilor noastre. Forțează ușa bisericilor noastre trendul ăsta. Îl forțează, ascultați-mă. Dacă noi nu vom vegea ca și pocăiți, dacă noi nu vom vegea ca și oameni al lui Dumnezeu, vor veni fetele noastre retușate. Era să nu mai cunosc o mireasă odată. Vă spun cu toată responsabilitatea și cu toată durerea, era să nu mai cunosc o mireasă, pentru că înainte de nuntă am văzut-o într-un fel. O să merge în escort, se întorci. Am crezut că e altă mireasă la nuntă. Am vrut să zic, bă, dar ce sunt în 2-3 săptămâni te-ai, te-ai răzgândit să... Înțelegeți? Și te întreb de ce ești biodegradabilă numai în 200 de ani. Omul acesta avea o filozofie de viață, aici și acum, nu contează. Ascultați-mă. Când îl vedea un evreu pe omul ăsta, spunea așa, omul ăsta e binecuvântat. Pentru că evreii aveau o percepție cu privire la binecuvântare. Dacă te vedea evreul, conduci Maybach. Ai o casă în care greu îi găsești exitul, e sănătos și frumos. Spunea evreul, omul ăsta e binecuvântat. Pentru că ei asociau binecuvântarea din cer cu binecuvântarea materială. Dacă erai sărac, erai blestemat. Numai că a venit Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și a întors ideologia evreilor și a zis, oameni buni, bogăție nu înseamnă să ai mult în buzunar, ci bogăție înseamnă să ai mult în cer. Asta înseamnă cu adevărat bogăție. Nu înseamnă să ai mult în buzunar, ci să ai mult în cerul lui Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă, noi putem să ne trăim viața în forma ceea ce pot să, eu, să numesc eu tirania urgentului. Înțelegeți? Adică lucrurile care strigă cel mai mult în viața noastră, noi dăm cea mai mare prioritate. Dom'le, dacă strigă banul în viața noastră, noi spre acolo mergem. Dacă strigă serviciul mai mult decât strigă închinarea, noi spre aia mergem. Dar ascultați-mă, tirania urgentului înseamnă să pui prioritățile tale mai mult decât prioritățile care aparțin de cerul lui Dumnezeu. Și nu ne dăm seama, oameni buni, că încet, încet, încet să rupem relația cu Dumnezeu. Dumnezeu să nu mai fie Dumnezeul din care ne extragem noi puterea și seva. Și ascultați-mă, vine vremea în care vom cădea. Pentru că așa a făcut și omul acesta, ascultați-mă. O zis, lasă că mă voi pocăi mai încolo. Lasă că mă voi îndrepta mai încolo. Dar pe primul loc al vieții lui era el și planurile lui. Pentru că v-am spus, nu tot ce este bogăție în lumea asta, valoare, este cu adevărat valoare. Le-am spus odată pruncilor mei o întâmplare. Vă spun și dumneavoastră astăzi. Se spunea la un moment dat că undeva, pe plantațiile unui om bogat din America, lucra un om de culoare, un sclav, un negru pe nume Tom.
Undeva era timpul amiezii când Tom și-a dat jos pălăria și a început să-și împreune mâinile și să se roage lui Dumnezeu pentru masă pe care o avea în față. Stăpânul lui a venit și stătea în spatele lui să vadă ce face Tom. După ce a terminat Tom rugăciunea, la un moment dat stăpânul lui îl întreabă: Tom, ce faci, mă? La care zicea Tom: stăpâne, m-am rugat. Pentru ce te-ai rugat, mă? Pentru masă, stăpâne. Dar ce ai la masă, mă? O bucată de pâine și un pahar cu apă. Și pentru asta tu mulțumești, pentru un pahar cu apă și o bucată de pâine lui Dumnezeu, mă. Și s-a dus bogatul ăsta stăpânului râzând ironic. Noaptea când se pune în pat, stăpânul acesta aude o voce: în noaptea asta va muri cel mai bogat om din regiune. Vreau să vă spun că n-am mai dormit asta. În termenii noștri, Red Bull din oră în oră. Spre dimineață, când se iveau zorile, aude forfotă la el în ogradă, la el pe moșie. Zice: ce s-a întâmplat, mă, ce-i cu gălăgea asta aici? Stăpâne. Zice: l-am găsit pe Tom mort. Și atunci așa a dat seama că cel mai bogat om din regiune nu a fost el, ci cel mai bogat om din regiune a fost săracul ăsta. Pentru că bogăția, ascultați-mă, nu înseamnă să ai mult în buzunar, ci bogăția înseamnă să ai mult în cer. Știți că noi definim altfel nebunia față de cer? Cerul definește nebunia sau oamenii nebuni altfel decât îi definim noi. Noi când îl vedem pe unul că face crize și spune la gură și vine smurdul și îl pune cămașă de forță și îl duce la psihiatrie, noi zicem: omul ăsta e nebun. Deci ăsta e clar nebun. Dar cerul, ascultați-mă, cerul folosește cuvântul nebun în dreptul fiecărui om care mai întâi nu se îmbogățește față de Dumnezeu, potrivit cu Luca 12. Înțelegeți? Sunt mult mai mulți nebuni în România asta decât ne-am fi putut noi imagina vreodată. Prima lecție spune omul ăsta: oameni buni, sufletul vostru are valoare. Ai în tine o valoare pe care nu o prețuim. Ne dăm seama că sufletul nostru e valoare când nu mai putem face absolut nimic pentru viața noastră. Când începem să ne dăm ultima suflare, ne agățăm de firul vieții și implorăm medicii să ne mai dea încă o oră, să ne mai dea, să mai facă ceva, să ne mai pună, să ne mai aducă, să ne dăm seama că de fapt noi n-am pus accentul pe ceea ce trebuie în viața asta. Când suntem undeva la orizontală, ne-am dat seama că am fi vrut noi să mergem mai mult la biserică, să facem mai mult pentru Dumnezeu, dar au trecut ani și tu ai pus prioritate pe altceva, pentru că prioritate înseamnă să faci un lucru înainte altui lucru și ți-ai dat seama că Dumnezeu a fost valoare, dar nu mai poți face absolut nimic. Ascultați-mă, oameni buni, dați-vă lui Dumnezeu cât puteți să mergeți în picioare, dați-vă lui Dumnezeu cât puteți veni aici să cântați cântări, dați-vă lui Dumnezeu cât mai puteți merge în misiune, pentru că ascultați-mă, oameni buni, acest oraș Siget, vreau să vă spun la câți pocăi suntem aici, unul dacă ar fi adus în fiecare an câte un om la Dumnezeu, dacă am fi cu adevărat, am ști care este valoarea unui suflet, este incomensurabilă. Dacă am ști cât e valoarea unui suflet, ascultați-mă, cât sunteți aici, 50 de oameni, zic așa, un număr, 50 de oameni să aducă unul pe zi, unul pe an la Dumnezeu. Vreau să vă spun, oameni buni, dacă 50 de oameni ar fi adus unul pe an la Dumnezeu, ascultați-mă, ar fi fost la botez 50, dacă cei 100 ar fi adus unul pe an, ar fi fost 200! În balanța veșniciei, ascultați-mă, sufletul meu este mai important decât toate bogățiile lumea astea. Dumnezeu, în balanța lui, el zice așa: sufletul tău este mai important decât toate bogățiile, pentru că nu cu aur și argint a fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă în seara asta își pierde sufletul? Ce ar folosi? 2. O a doua lecție pe care ne-ar preda omul acesta, ne-ar spune: oameni buni, fiți pregătiți pentru cel mai mare test în viață. Și cel mai mare test în viață, cel mai mare examen, nu-i doctoratul, nici examenul maturității. Apropo de examenul maturității, nu mai e bacul de mult la români, ci examenul maturității e școala de șofer.
Ăsta e examenul maturității la români. Tată zice, împlinesc 18 ani când îmi iei mașină. Și așteaptă el mai mult decât orice să împlinească 18 ani, să-și dea și el examenul maturității. Nu-i nici bacul, nu-i nici școala de șofer, nu-i nici doctoratul, ci cel mai mare examen în viață este moartea. Cu vremea, zice Biblia, a murit și săracul, dar ascultați-mă, n-a ajuns Lazar în cer pentru că a fost sărac, nici bogatul în iad pentru că a fost bogat, pentru că știu săraci lacom și știu și bogați lacom, știu săraci oamenii al lui Dumnezeu și cunosc și bogați oamenii al lui Dumnezeu. Depinde ce iubești în viața asta. Depinde ce te consideri, stăpân pe averile tale sau administrator al bunurilor lui Dumnezeu. Că e diferență să zici a meu și doar a meu. Și să zici, Doamne, al tău și al nostru. E diferență, nu? Cu vremea, pentru că vremea asta se numește har. Între viața asta o trăim între două începuturi. Nașterea este un început, moartea este un alt început, cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Cu vremea, și vremea asta se numește har. Dar ascultați-mă ce vă spun, oameni buni. Harul acesta are limite. Într-o zi biserica noastră a hotărât să-l dea afară pe un bărbat care și-a lăsat soția și a plecat cu alta. Am încercat să-l sunăm, să-l contactăm. O spus, oameni buni, a zis, e viața mea, eu fac, e adevărat, e viața lui, faci ce vrei cu ea. Dacă vrei, ți-o distrugi, dacă vrei, o bei, dacă vrei, toată viața, droghează-te, omule, droghează-te, dar nu uita că suporți toate consecințele alegerilor tale greșite. Și a zis, e viața mea. După ce am făcut procesul verbal și l-am exclus din biserică, pentru că n-a vrut să mai răspundă niciunui apel, n-a vrut să se îndrepte, există iertare, ascultați-mă, pentru orice cădere, pentru orice păcat, există iertare. Există iertare și ridicare. Când e vorba de o pocăință și o zdrobire a sufletului reală. Și la un moment dat, venisem de la Suceava și am intrat într-o spălătorie self-wash. S-o spăl cu mâna mașina, am intrat, mi-am pus fiță, am început să-mi spăl mașina cu mâna și ce credeți? În boxa cealaltă era tocmai omul pe care l-am dat afară din biserică. L-am exclus. Pentru că și-a lăsat soția. El s-a uitat la mine și s-a făcut că nu mă vede. Eu m-am uitat la el și m-am făcut că-l văd bine. Atunci a venit spre mine, încă mai avea dialectul acesta îngeresc. Frate Marius, Domnul să te binecuvinteze. M-a mers spre el și eu, m-a îmbrățișat, l-am îmbrățișat, m-a împrentat, m-a țucat. Și i-am zis, te rog frumos, vino acasă, știu că nu ești fericit, vino, te rog frumos, acasă. Hai acasă, mă, omule. La care el îmi zice, frate Marius, cât este de mare dragostea lui Dumnezeu? Eu i-am zis, dragostea lui Dumnezeu este fără margini. Dar nu uita un lucru, omule. Harul are limite. Limita harului până când poți să dai cu mașina într-un pom. Limita harului până când te culci seara, nu te mai trezești dimineața. Limita harului până când Dumnezeu zice inimii tale, stop cardiorespirator. Asta e limita harului. Vei ști care este limita harului pentru tine, indiferent care ești aici. Vei ști când Dumnezeu îți va spune stop cardiorespirator. Acum 2000 de ani, acum 2 ani, vreau să vă spun că am fost la unul dintre cele mai grele priveghiuri din viața mea, poate cel mai greu priveghi. Mi-a părut rău că am acceptat să mă duc la priveghiul acela. Când am intrat în biserică, era un sicriu în biserică și familia lui zbiera și pur și simplu era o dramă în biserica aceea. N-am știut de ce. În sicriul acela era un tânăr de 24 de ani. 24 de ani. La 18 ani eu zis, Maică, mă pocăiește-te, mă întoarce-te la Dumnezeu. Vino pe calea lui Hristos. Mamă, zice, îs tânăr, am timp, sunt tânăr, am timp, am toată viața înainte, la 19 ani, vă copiii ăștia, uite, stau, stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt, e o trezire în biserică, ce faci? Mamă, zice, am vreme, am 19 ani. S-a dus în Franța, la 24 de ani au venit cu câțiva euro bine puși deoparte. A venit acasă, într-un concediu, a strâns mâna tatălui, a sărutat fruntea mamei, a intrat în baie. S-a uitat taxul la ceas, bă, puruncul ăsta e de o oră, două, trei în baie. Ce face în baie, că doar nu-i fată? A intrat în baie să vadă ce face pruncul, era căzut jos. La 24 de ani, inima i s-a oprit. Pentru că la butoanele vieții noastre, ascultați-mă,
nu stăm noi, ci la butoanele vieții noastre este unul care spune, și acela este Dumnezeu. Cu vremea a murit și bogatul și săracul. Și după bogat, ascultați-mă, cine vrei să vină după tine atunci când vei pleca? Îngerii sau demonii? Este o întrebare absurdă. Că nimeni n-ar vrea în timpul în care moare să vină demonii după el. Zice Biblia, când a murit săracul, au venit îngerii lui Dumnezeu, l-au luat și l-au dus în sânul lui Avraam. În odihnă. Când a murit unul dintre cei mai mari evangheliști pe nume Moody, un om care și-a trăit viața ca un rug aprins, are și o carte scrisă, rugul aprins sau rugul în flăcări, ca un rug. Mai bine trăi 6 luni de zile cu folos pentru Hristos. 6 luni de zile să ai foc pentru El și mor după aia. Decât să trăiești 80, 90, 100 de ani. Ăsta au trăit 100 de ani. 100 de ani și-o băut peția. 100 de ani și-o îndepărtat pruncii din lângă el. 100 de ani a fost un răpăreț, un morocănos, un om rău, un bârfitor, un bețiv. 100 de ani. Și ce să trăiești mult dacă trăiești fără folos? Mai bine trăiești puțin și cu folos. Mai bine trăiești ca și tânăr și îți dai toată tinerețea și vlaga lui Hristos și mor cu demnitate pentru că l-ai slujit pe împăratul împăraților și domnul domnilor. Nu contează decât să trăiești o viață fără folos. Și când a murit omul acesta care a avut o viață ca un rug în flăcări, aprinsă pentru Hristos, a strigat de pe patul de moarte, pământul se îndepărtează și cerul se apropie. Dacă n-a murit Voltaire, un om care a zis în felul următor, Biblia, basme, Biblia, povești, cine mai crede unul în povești? În gândul lui a zis, am să mă lu să dispară Bibliile, în câțiva ani de zile vor dispărea Bibliile de pe fața pământului, eu mă lupt, pe patul de moarte, o strigat cât l-a ținut gura, văd dracii, văd demonii, nu-i lăsați să mă ia, nu-i lăsați să mă ia. S-a prins de halatul asistentelor, a zis, chemați repede doctorul, a venit doctorul, domnule doctor, vă rog frumos, încă o jumătate de oră, încă o oră mai prelungiți în viață. Doctorul a zis, domnule, dacă aș putea să aș prelungi, o să dau cât vrei tu, domnule doctor, cât vrei tu îți dau, prelungește în viață, te rog frumos. Și a zis, nu am cum să-ți mai prelungesc viața, omule, nu am cum, s-a terminat cu viața ta. Așa a murit. S-au luptat împărați și filozofi, demnitari și președinți împotriva ei. Săraci și bogați au negat-o. De 2000 de ani se predică. De 2000 de ani Biblia asta se predică. Nimeni n-a putut să o ardă, nimeni n-a putut să o scoată de pe scena istoriei. Știți de ce? Pentru că ea poartă amprenta unui Dumnezeu veșnic, nu a unui om. Ea poartă amprenta lui Dumnezeu. Hristos spunea, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul ăsta lui Dumnezeu se va predica până la venirea lui Iisus Hristos și va rămâne în picioare. Amin. Ești gata? Dacă întrebi creștinii vremurilor acestea, dacă-s gata să întâlnească cu Dumnezeu, zice, frate, nu, încă nu. Nu-s gata, zice, mă pregătesc, nu să acum. Dacă ar veni Domnul, nu știu unde voi fi. Nu ne-am întâlnit lipsa asta de siguranță în biserici. Domnule, ce, nu știu unde voi fi dacă vine, nu-ți pregăti, frate, dacă vine Domnul. Serios, dacă nu ești pregătit acum, nu vei fi pregătit nici peste 5 ani, nici peste 15 ani. A îndrăznit un om să zică în fața morții, gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Sunt gata. M-am luptat lupta cea bună, dar lupta mea n-a fost cu frații. Nu, ăsta și-a adus aminte că mai avea frați, știți unde? În iad. S-ar putea să fii certat cu frații tăi. S-ar putea să fii certat cu părinții tăi. S-ar putea să le fi închis ușa în nas și să zici, domnule, nu mă mai interesează. S-ar putea să nu-ți mai vorbești cu părinții tăi de ani de zile și cu frații tăi de ani de zile și să nu le mai fi dat un telefon. Oameni buni, lupta noastră nu-i unul cu altul, ci lupta noastră e cu noi, cu demonii și cu păcatul. 5 frați am, părinte Avraam, spune-le să nu vină și ei în locul ăsta de chin, dar cât o trăit în litigiu, citații de la tribunal, vină încoace, împărțim pământurile. Împărțim pământurile, domnule.
Cum a îndrăznit unul să-i zică, să-l întrerupă pe Hristos, să-i zică, învățătorule, spune fratelui meu să împartă averea cu mine. Spune-i să împartă averea cu mine. Pentru că oameni buni, cum zicea Lev Tolstoi, știți de cât pământ are nevoie un om simplu? Duceți-vă în cimitir și o să vedeți de cât pământ avem nevoie în viața asta. Duceți-vă în cimitir și o să vedeți că avem 2 pe 1 sau 2 pe 2, atâta, un pătrat, atât, un triunghi de pământ, unde într-o zi o să ne pună pe fiecare dintre noi. Atât de puțin ne luptăm pentru moștenirea de sus, dar atât de mult ținem cu dință pentru moștenirea asta aici. Vă întrebați de ce oamenii nu ne mai numesc oameni cerești? Vă întrebați de ce am adoptat filozofia asta de viață, domnule? Nu fi chiar așa cu capul nori. Mai coboară și tu cu picioarele pe pământ. Și am coborât atât de mult cu picioarele pe pământ, încât nu ne mai gândim la cer. Așteptăm să treacă viața asta. Și ne dăm seama că au trecut ani pe care i-am pierdut. I-am pierdut prin biserică. Și să nu mă înțelegeți greșit, eu nu zic că nu-i bine să veniți la biserică. Dar degeaba vii dacă creștinismul adevărat între patru pereți acasă nu-i trăiești cum trebuie. Spune, m-a luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, adică viața mea, spunea Pavel. Mi-a dat startul undeva, mi-a dat Dumnezeu startul pe drumul Damascului. Când am căzut în praful drumului și am zis, Doamne, capitulez în fața Ta astăzi. Capitulez în fața Ta. Am pornit startul pe drumul Damascului. Și vreau să vă spun, spunea el, parafrazând, eu nu m-am oprit nici să dau 5 minute cu crucea de pământ, să-i arăt eu cine sunt. Eu am avut doar o țintă. M-au chemat o grămadă de glasuri să-mi spună, vino și pe la noi. M-au chemat o grămadă de voci. Mi-au zis, mai oprește-te, mă, ce te alergi atât de mult spre cer? Mai oprește-te și tu. Viața mea a avut o singură țintă și ținta mea a fost Hristos, spunea omul ăsta. Ținta mea a fost Hristos. În viața asta pe El, pe El și numai pe El am vrut. Pe El, pe El și numai pe El am iubit. Pe El, pe El și numai pe El am dorit. Și ținta mea este Hristos și vreau să ajung cu orice preț la învierea din morți și să mă prind în sfârșit să îmbrățișez premiul alergării mele cerești, pentru că eu vreau să cad la picioarele Lui când voi sfârși alergarea. Sunt ca un atlet care agonizează la cursa de 100 de metri și în momentul în care ajunge jos, ajunge să treacă linia de finish, cade dintr-o dată, așa e și viața mea, am alergat cât am putut și moartea pentru mine nu e un blestem, ci o binecuvântare, pentru că pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig, nu e un blestem. Și am conservat Biblia asta. Pentru mine cuvântul lui Dumnezeu a fost cuvânt. Eu nu mi-am justificat păcatele folosindu-mă de cuvântul ăsta. Pentru mine Biblia a fost Biblie, standardul lui Dumnezeu a fost standardul lui Dumnezeu. Eu nu m-am permis să-L, nici să-L cobor, nici să-L urc. Pentru mine cuvântul ăsta l-am conservat, Doamne! Biserica noastră cu ceva vreme a fost foarte încercată. Un tată la 33 de ani, control de rutină, medicul i-a zis, 6 luni de zile mai de trăit. Atât. S-a luptat cu boala 6 luni de zile, soț, tata, 2 copii. Era ultimele săptămâni din viața lui, eram ordinat atunci diacon, tinerel, soția lui fiind prietenă cu soția mea, îmi zice soția mea, tati, du-te, te rog frumos, spune la spital, fă-i o vizită. Pe drum spre spital mă gândeam, ce să-i zic? Ce să-i vorbesc din Biblie? Îmi făceam așa schița de predică în minte. Am ajuns la spitalul de oncologie din oraș, am intrat pe o poartă, nu era vopsită, ruginită, tipic. Am intrat pe un coridor prost luminat, gri, în fața unei uși. Am tras aer în piept, am intrat și mă așteptam
să văd un om resemnat pe un pat, să-i spună, asta e viața, asta este. Când am intrat și am deschis ușa, el era undeva în fața geamului, soarele era spre apus, țin minte, și parcă razele soarelui care era spre apus reflectau parcă trupul lui slăbit. La fel cum era și soarele spre apus, era și viața lui spre apus. Înainte să-i spun ceva, m-am uitat la, la fața lui. În viața mea n-am mai văzut o față așa zâmbitoare, luminată. Vreau să-i zic ceva și mi-a luat-o înainte și mi-a zis, Marius, vreau să spun că dacă Dumnezeu mă ia, sunt gata și bucuros să ajung la El. Nu mă interesează nimic de pe pământul ăsta. Sunt gata să plec la Dumnezeu. Acum 20 de ani era să pierd testul ăsta. Nu m-am născut într-o familie de pocăiți, am fost primul care s-a pocăit în familia mea. Am crescut într-o familie în care era stăpânită de ideologia aceasta, aici și acum, o viață ai, trăiește, băiete, trăiește. Spun pe scurt, am crescut într-un anturaj în care, dacă vrei să fii cel mai în top, în anturajul ăsta, trebuie să faci cele mai nebunești lucruri și aproape la limita morții. În anul 2002 spre 2003, undeva în ajun de Crăciun, Crăciunul anului 2002, eram cu prietenii mei undeva într-un club și am început să consumăm băutură alcoolică și cine era bea cel mai mult era cel mai tare și se vorbea 3 zile de el. Omule, ce tare e ăsta! Omule, eram nebun. Aveam o nebunie ieșită din comun. Fără să-mi dau seama, ca să fiu cineva, am consumat cel mai mult. Și pe la ora 2 dimineața eram undeva pe un pod, căzut jos și nu mă mai puteam ridica. Era o noapte geroasă, nu ca iernile blânde ca și acum. Era minus mult. Pentru prima dată în viață am știut că sunt pe punctul de a dormi. Și dacă adorm, îngheț. Și dacă îngheț, mor. Și dacă mor, ajung în iad. Nimeni niciodată nu mi-a vorbit despre iad. Nimeni niciodată nu mi-a zis, copile, uite, ia Biblia asta. Dacă iei Biblia asta, va fi GPS-ul spre cer și spre o viață binecuvântată. Iad va lumina pașii pe cărarea vieții. Nimeni niciodată nu mi-a zis. Nu mi-a zis nimeni niciodată că dacă nu te vei naște din nou, nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nimeni niciodată nu mi-a zis că dacă eu nu-L primesc pe Iisus și cine nu-L are pe Iisus nu are viața. Și cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu este în moarte încă, dar cine-L are, are viața. Nimeni niciodată nu mi-a zis. Dar Dumnezeu a pus în noi, în fiecare dintre noi, un tribunal ceresc pe nume conștiință. Și conștiința îmi spunea, ajungi în iad. Nu doresc nimănui simțământul acela în care simți la un moment dacă corpul îți îngheață. De fapt, moartea prin înghețare este cea mai confortabilă moarte. Știți asta? Când simți că corpul îți îngheață, de fapt, tu simți o căldură. Simțeam cum în spatele meu se deschid porțile iadului și începe iadul să mă sugă. Pentru prima dată în viață am zis rugăciunea Tatăl nostru din toată inima mea. Pentru prima dată în viață. După vreo 5 minute, un vecin mă vede și mă tărăște până acasă. Nu mă duce. După aproximativ 2 luni, la ușa casei mele bate un băiat. Un băiat care era dintr-o familie de baptiști, dar se pocăise cu un an înaintea mea. Bate la ușa casei mele și îmi spune, Marius, ce faci în seara asta? Mă zice, n-am ce face. Nu vrei să vii cu mine la biserică? Avem evangelizare. Nu știam termenul evangelizare, ce evangelizare, dar am zis, măi, e biserică? Da, zice el. Păi, dacă e biserică, vin, că și așa n-am fost de mult. Îl știam pe el dinainte, înjura, mai făcea tot felul de lucruri. Acum mă uitam la el. E adevărat, nu-l mai văzusem de un an de zile. Mă uitam la el, Biblia în mâna dreaptă, o traversat aproape tot orașul, până aproape la mijlocul orașului, cu Biblia în mână,
Nu știam ce se întâmplă cu el. Mers schimbat, față schimbată, atitudine schimbată, pentru că la mine, tot la al doilea cuvânt, era câte o înjurătură. El nimic. M-a dus până la biserică, am intrat în biserică, când am intrat în biserică, vreau să vă spun, cu tot tupeul care l-aveam în viață, mi s-au muiat picioarele și m-am pus în bancă cu capul în jos. Aveam impresia că toți pocăiții se uită la mine. Ce să vă spun? De parcă toți pocăiții aveau treabă cu mine. În seara aceea a predicat un om al lui Dumnezeu, fratele Petrică Găină, un baptist plin de Duhul lui Dumnezeu. Pentru prima dată în seara aceea am aflat de ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să moară. Pentru prima dată în seara aceea am simțit prezența lui Dumnezeu. Pentru prima dată în seara aceea am aflat că Dumnezeu, nu undeva în ungherul cerului, n-are nicio treabă cu mine sau cu omenirea. Pentru prima dată în viață l-am simțit pe Dumnezeu aici. Aici. Și când fratele Petrică Găină, cu vocea lui autoritară, un om masiv, a zis, cine vrea să-l primească pe Domnul? În momentul ăla, vreau să vă spun, că prin fața mea au trecut toate păcatele mele pe care le-am făcut în viață. Am ridicat o mână sus și am zis eu. Am simțit în momentul ăla cum legătură după legătură a început să cadă din viața mea și pentru prima dată în viață am aflat ce înseamnă nu veselia care ți-o dă paharul, plăcerea păcatului de o clipă, ci reala bucurie. Ci reala bucurie. Vreau să vă spun că în seara aceea, din seara aceea, am avut un simțământ al apartenenței, că de atunci, până în prezent, până aici, eu aparțin cerului lui Dumnezeu. Și indiferent ce se întâmplă cu mine, indiferent ce se va întâmpla cu mine, că voi ajunge acasă, bistrița, sau nu voi ajunge, eu știu și am certitudinea că Iisus Hristos este Mântuitorul meu și eu cât sunt copilul Lui și El mă va primi. Pentru că succes în viață nu înseamnă să ai cea mai tare mașină, să fii cel mai bogat om, să fii cel mai frumos niciodată bolnav. Ci succes în viață înseamnă că în momentul în care treci din dimensiunea aceasta, în dimensiunea veșniciei, să te aștepte Hristos pe malul veșniciei, să-ți întindă mâna și să spună vină binecuvântatul Tatălui. Mă apropiu de încheiere, pentru că văd că am depășit timpul. O a treia lecție și sunt scurt aici și ne rugăm. Ne-ar spune omul acesta, oameni buni, nu lăsați pe mâine tot ce puteți face azi. Mi-aș mai fi dorit, ne-ar fi spus omul acesta, încă o evanghelizare ca a voastră. Mi-aș mai fi dorit încă o seară ca azi. Mi-aș mai fi dorit să mai ascult încă o dată cântările cerului. Mi-aș mai fi dorit ca predicatorul să facă chemare la sfârșit. Mi-aș mai fi dorit încă o seară. Mi-aș mai fi dorit încă o rugăciune. Dar nu mai am. În momentul în care vei închide ochii din dimensiunea asta și vei fi fără Hristos, fără Hristos vei fi pierdut pentru toată viața ta. Chemarea lui Iisus Hristos este astăzi, acum și aici. Tu știi că contextul acesta, noi credem că la voia întâmplării suntem în biserică. Nu! Nu! Eu cred din toată inima că în această seară sunt oameni aici. Sunt oameni aici care nu la voia întâmplării sunt, ci Dumnezeu i-a adus omule și El ți-a pregătit contextul acesta să-ți vorbească și să-ți spune că singura șansă pentru viața, schimbarea și eliberarea ta este El! Singura șansă. Nu există. S-ar putea ca de mâine Dumnezeu să aleagă să nu-ți mai vorbească pentru că nu tu pui condiții lui Dumnezeu. Nu eu pun condiții lui Dumnezeu, ci Dumnezeu spune condiție. S-ar putea să fie ultima seară în care îți mai vorbesc. În care te mai chem pe nume. În care îți mai spun Livia, Ioana, Bianca, Andrei, Costel, Ioan, Vasile, Cristian. S-ar putea să fie ultima seară în care Dumnezeu mai vibrează în inima ta și Duhul lui Dumnezeu mai cheamă ființa ta. S-ar putea să fie ultima seară în care mai poți face ceva pentru sufletul tău. Probabil spui, omule, nu știu ce am făcut, nu mă interesează.
nu mă interesează. Singura șansă pentru salvarea ta, spunea și Florin, pocăința simplu. Pocăința nu-s lacrimile de o clipă, nici de crocodil, nu-i plânsul de o seară, ci pocăința este prăbușirea la picioarele lui Iisus Hristos. Și îi spui lui Hristos: Doamne, mi-am făcut praf viața asta, fără Tine sunt nimic. Te rog frumos, pune-ți mâna peste mine. Îmi pare rău pentru tot ce am făcut. De aici de jos, numai mâna Ta mă mai poate ridica. Numai mâna Ta binecuvântată mai poate face ceva cu mine în seara aceasta. Numai mâna Ta mă mai poate ridica, pentru că nu există groapă în care mâna lui Iisus să nu ajungă, nici noroi pe care mâna Lui să nu poată curăța și sângele Lui să nu poată curăța. El a murit nu doar pentru păcatele mici ale noastre, nesemnificative, pe care ne le numim noi respectabile, ci Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, și în seara aceasta mâna Lui, sângele Lui, puterea jertfei Lui pe dealul Golgotei, pe cruce, iartă toate păcatele tale și eliberează! Aleluia! 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 Ioan a zis: iată mielul lui Dumnezeu, care nu ameliorează păcatul lumii, nu-l ascunde, ci îl ridică, omule! Slavă Domnului! Aleluia! Vreau să vă spun cât i-a trebuit, cât i-a trebuit unui tâlhar să fie iertat, cât i-a trebuit tâlharului de pe cruce, care a fost răstignit împreună cu Iisus Hristos, să fie iertat, cât i-a trebuit 5 minute. Știți foarte bine că Iisus a fost răstignit între doi tâlhari. Între doi, amândoi la un moment dat îl bajocoreau: o, zice, nu ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine, mântuiește-ne și pe noi, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu ești tu acela care a înviat morții? Nu ești tu acela care ai făcut minuni și ai spus mării: taci, a tăcut fără gură, nu, acum să-ți vedem puterea? Și începeau să-l bajocorească. Dar ce era interesant, că acești tâlhari nu puteau comunica doar prin Iisus, doar privind la Iisus. Când vorbeau unul cu altul, se uitau la Iisus. Când altul aproba, se uita doar prin Iisus. Și la un moment dat, unul vine în fire și spune: o, stop, oprește-te, zice celuilalt. Noi am fost colegi de o viață. Tu știi ce am făcut? Am tâlhărit, am omorât, am violat, am făcut toate prostiile din lumea asta. Pentru noi e drept, murim. Dar mă uit la El. Mă uit la El. El, pentru ce moare totuși? Pentru ce? El care a deschis ochii orbilor, a hrănit flămânzii și a înviat morții, pentru ce moare? Doamne, zice, Doamne, 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 adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta, te rog, adu-ți aminte de mine. La care Iisus Hristos îi zice: adevărat, adevărat, spun că mâine, când? Astăzi, spunea Iisus Hristos, vei fi cu mine în rai. Și se făcea că tâlharul acesta cineva ilustra că ajunge la poarta împărăției cerurilor și dă să intre pe poarta împărăției cerurilor după moarte. Și la un moment dat un înger îi se pune stăvilar și îl întreabă: unde te duci, mă? Zice: vreau să intru aici în cer. Dar auzi, auzi, stai, stai, stai. Doctrina justificării o știi, mă? Doctrina ce? A justificării. În viața mea, zice tâlharul, n-am auzit de ea. Da, mă, zice, ai fost undeva într-o biserică. Nu. Dar bun, bun, pe cineva ai ajutat vreodată? În viață, dacă îmi putut, i-am luat ce să-i dau. Bun, și ce faci aici, omule? Ce faci aici? La care tâlharul îi zice: omul de pe crucea din mijloc mi-a spus să vin. E aceeași chemare pentru tine în seara asta. Omul de pe crucea din mijloc îți spune să vie. Haideți să ne ridicăm. Dacă vrea cineva în seara asta să răspundă chemării omului de pe cruce din mijloc, dacă îi pare rău pentru tot ce a făcut și vrea să experimenteze iertarea, bunătatea și ridicarea lui Hristos, acolo unde ești, roagă-te. Ne rugăm fiecare dintre noi în seara asta. Și dacă Dumnezeu a vorbit cuiva, ai toată libertatea, așa cum am făcut eu cu 20 de ani. Nimeni nu mi-a mai dat nicio șansă. Eu zic: Marius, e o cauză pierdută. Nici nu era interesant, nici drept să vă spun ce am făcut. Dar mă bucur cu ceea ce a făcut Hristos din mine. Nu mă mândresc cu trecutul meu, dar îs bucuros că în prezent sunt Fiul lui Hristos.
Iisus eliberează. Iisus iartă. Iisus vindecă. Puterea Lui este aici. Puterea Lui este aici. Duhul lui Dumnezeu este aici. Duhul lui Dumnezeu schimbă, cercetează, transformă, dezleagă, rupe legături, dă din nou șansă vieții tale, se atinge de viața ta. Hristos este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Omul de pe crucea din mijloc, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îți spune să vii, indiferent cine ești, indiferent ce ai făcut, indiferent că ai făcut praf viața de pocăință, indiferent că ești un penticostal care are nevoie de o rededicare, indiferent că n-ai mai fost la biserică de ani de zile, indiferent că vii dintr-un mediu lumesc păcătos, indiferent de unde vii, omul de pe crucea din mijloc te spune, vino! 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 Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, dacă simți că ai nevoie de o rededicare înaintea Lui, înaintea Dumnezeului veșnicilor, și ascultați-mă, cuvântul ăsta a fost pentru bisericoșii din România, indiferent cine sunt ei, că-s penticostali, că-s ortodoși, că-s baptiști, că-s catolici, indiferent, a fost pentru noi, pentru fiecare. Stăm în prezența lui Dumnezeu rugându-ne și pe urmă, El are puterea să ne ridice din orice cădere. Dacă ești aici și în timp ce frații se roagă, în timp ce ei se roagă, simți să ții mâna în sus, să-i spui, Doamne, eu mă predau Ție cu toată inima. Ținem ochii închiși, dar Tu ai posibilitatea să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, prin semnul meu, cu mâna în sus, eu spun că eu am nevoie de Tine și în seara aceasta nu plec de aici până când Tu nu speli păcatele mele toate. Te rog să le speli în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Tău. Dacă ești penticostal sau indiferent și ai nevoie de o rededicare, spune-i lui Dumnezeu, Doamne, eu am nevoie de o rededicare în prezența Ta. De mult nu s-a mai coborât prezența Ta peste mine. Păcatul m-a îngenunchiat, deciziile greșite în viață m-au îngenunchiat, dar astăzi stau în prezența Ta să fiu liber din nou, Dumnezeul vieții. Poate ești tânăr care ai crescut în biserica penticostală, te-ai botezat, dar n-ai fost născut din nou. Cum mi-a zis un prieten de-a meu, 37 de ani am fost penticostal, de 5 luni Marius, zice, și pocăit. Poate ești penticostal și nu ești pocăit. Niciodată nu te-ai întâlnit cu harul iertării lui Iisus. Niciodată n-ai avut simțământul acela al zdrobirii în inimă. Iisus Hristos să-și întindă mâna și peste tine seara asta. Și din seara asta să iei hotărârea să-L urmești și să-L slujești cu foc, să fii un rug aprins, să fii un rug în frecăr pentru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Stai în prezența lui Dumnezeu. Dacă simți că ai nevoie să roage cineva pentru tine și simți că trebuie să-și pună cineva mâna peste tine și să roage, ai libertate să vii în față. Ai libertate să pășești pe culoarul ăsta și să spui lui Dumnezeu, Doamne, eu am nevoie de Tine și de rugăciunile fraților, eu am nevoie de eliberare, am nevoie de Tine și de rugăciunile lor. Te rog frumos, atinge-Te de mine. Stăm în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm.